Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul ăsta, Ciprianu cu Remus. Salut! Și astăzi, oameni buni, ne vom juca biliard. Mi-a s-o cerut biliard, foarte multă lume îmi cere biliard, primesc mesaje și pe Instagram și în comentarii și peste tot. Și m-am tot întrebat de ce, care-i treaba cu jocul acesta? Și m-am uitat pe Google Play și cam așa stă topul jocurilor. Ce se joacă lumea în momentul de față? Aparent, biliard. Toată lumea se joacă biliard în momentul de față. Și am zis, bă, hai să-i dau o șansă. Și ghiși ce? M-a prins jocul ăsta. Deci m-a prins, m-am jucat puțin, eu nu prea știam care-i treaba cu jocul, dar bineînțeles că știu să joc biliard și m-a prins, efectiv, e foarte, foarte interesant. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Câte like-uri să strângem la episodul de azi, ia zi, Remus? 14.600. 14.600, cam multe, nu crezi? Nu știu. Bă, nu cred. Zici că nu? Nu cred. Păi uite, de exemplu, știu că tu nu prea ai mai venit recent pe la episoade așa. Păi da, de-aia am zis că nu-s multe, având în vedere că n-am mai venit de ceva timp. Da, ok, ok. Hai să vedem dacă reușim să strângem atâtea. Aparent am și două chesturi legendare, așa că hai să le deschidem să vedem ce o să fie. Habar n-am. Nu, deci nu mă pricep la jocul ăsta. Vă rog să mă învățați. Ce nu? Asta e. Păi poți să câștigi și 200 de mii. Ce a făcut, bă? Mi-a asta dat... e ok. A, mi-a dat o bucată. A, îți dă cu da, bucăți. A, ok. Play again? Da. Ok. Deci am aici cel mai bun instructor, pentru că el s-a jucat foarte mult. Și... Da, ce vorbești? Bă, na, mai mult decât mine. A, și tu te jucai dinainte. Tu ai zis că te jucai anul trecut sau ceva de genul ăsta, deci... Mai de mult, da. E clar că te jucai dinainte. Bun, get more, nu mai avem posibilitatea momentan. Dar avem aici spinuri. Și nu știu care e faza cu golden spin. Da, golden spin. Nu știu care e faza cu spinurile astea. Stați așa o secundă să dau și eu jocul un piculeț mai încet și să-mi spin aici. Hai să vedem. Ce pică, domnule, la spin? Aici îți dă chestii bune oare? Nici nu știu. Depinde de noroc. 6000 de coins? Și pentru că ești VIP îți dă și... Bă, dar îți dă bine, ce vorbești? Da, asta chiar îți dă bine. Ia uite! Hai, dacă ți-l dă pe ăla de 2 milioane, mamă! Amă, frate, dă-mi-l pe ăla de 2 milioane, te rog frumos! Hai, deci mai avem, bro! Hai, oprește-te la 2 milioane! Nu! 7000 de coins. Amă, frate, vreau... 10.000 jumate. Dar totuși, tu vezi că fac destul de mulți bani de aici? Adică gen, nu știu, mi se păi pare... Da, pentru că e bă, chestia aia cu ori 10. Mi adică se pare trebuia să iei 900. Da. Totuși e o sursă bună de bănuți asta, să zic. Bine, am luat și eu free trial-ul ăla de VIP. Nu o să plătesc, pe săptămână abonament în niciun caz. Da. Dar, na, am luat că dacă tot ne-a dat acum gratis, de ce nu? Sunt curios și la Scratch ce o să pice. Scratch, da, chiar nu știu. Na, mă, de ce nu-mi dă și mie ăla de 20.000 măcar? Deci aici îți pică doar bani, să înțeleg, da? Nu neapărat, poți să... Mamă. 3 rare boxes! Mamă! Open! Nice. Ia dă-le mă încoace! Ia dă-le mă încoace că le deschid acum să vedem ce pică! Da, vezi aici, la boxe, la asta, case-urile rare, poate să-ți pice, dar nu-ți pică cine știe ce, adică... Cred că dacă vrei să-ți pice chestii... Da, trebuie să-ți iei legendar dacă vrei ceva ca lumea, adică astea nu prea așa de wow. Și o să mă învețe Remus o grămadă de chestii pe care nu le știu eu în jocul ăsta și șmecherii, trickshot-uri și toate nebunile, da. Dar mai întâi vreau să mă joc cu niște oameni random, o să alegem niște meciuri random și pe o să jucăm cu el, că el a zis că e expert, deci trebuie să îmi arate mie cât de bun este cu adevărat. Hai să vedem. Da. Iam, asta e ca la asta, Luz. Da. Și am primit ceva? Bă, 2000. Ok, play again. Am câteva de astea. A, lol. Am câteva, gen dacă e să... Mamă, dar dacă aș câștiga o sumă mare... 500 de mii acum. Fai. Ar fi genial dacă aș câștiga o sumă mare. Dar nu cred să am norocul ăsta. Eu nici nu stau să mă uit să văd dacă... 4.000. Ți le dau automat oricum. El, da. 4.000 jumate? Da. Am văzut că sunt multe. A, mă, frate. 500 de mii, hai. De 3 ori? Hai că e de 3 ori dacă... A, mă, frate, dă-mi și mie o sumă mai mare. Hai să le deschidem. Bă, da, ia stai o secundă, că vreau să văd dacă mai... Aș mai vrea să mai am niște legendare de-asta, să văd dacă îmi pică ceva. Oricum, am niște tacuri de-astea foarte, foarte bune. De la VIP-ul ăla sau nu știu ce e. Da. Deci, și-am luat și Season Pass-ul ăla și acolo o să trebuiască să colectăm alea de acolo, da. Iată că dacă mai ai una, ai deblocat. Hai să vedem. A, mă,
Asta e cu noroc. Zici? Da. Uhu! Ai deblocat tacul. Mamă, tăticule, tac nou. Ia uite ce frumos e. Da, am înțeles că îți dă chestii, gen fiecare tac are câte ceva, avantaje, dezavantaje, unele. Bun, deci aș avea bani să iau 3 de astea. Amă, să luăm. Hai să le luăm. Hai să vedem. Dacă și voi apăsați acolo pe butonașul de like, vă promit că data viitoare o să deschidem și mai multe chestii. Da. Și nu s-a terminat încă ce vom deschide azi. Deci, și Prispins, Mythical. Oh, wow. Ok. Play again, ia să vedem, open. Hai tăticu, dăm ceva bun. O mie, acum observ și eu că nu e cine știe ce. Bă, dacă ai noroc să-ți pice 200 de mii, dai seama. A, poate să-ți pice așa de mult? Cred, așa scrie. A, ok. De up to 200 de mii de coins, da, mă, da. Da, nu am noroc. Meduza, 2 din 4, ok, ok, bă, hai că ușor, ușor îți faci, știi, adică, na. Eu momentan, dacă e să vă arăt, uite, dacă mergem la Q's aici, o să vedeți că gen eu am, uite, le am pe astea, care, astea vin de la ăla specialul și sunt foarte bune, dar astea nu se le mai ai după ce plătești abonamentul, cred, nu sunt sigur. Și ăla am pe ăsta pe care l-am deblocat acum, care pare mai bun decât ăsta de oaie, da, ăsta de oaie, nu e cine știe ce, dar ăsta pare mai balansat puțin. Față de ăsta. Oricum am zis că poți să-i dai upgrade. Nu? Ceva de genul ăsta poți să-l upgradezi asta? Poți. Când ai și doi, din doi poți. Poți să duci să-ți și cumperi diferite chestii, dar na, nu o să facem momentan chestia asta. Hai să-i dăm play one-on-one. Un om random. Ok, guest. Ok. Este un domn care cred că nu și-a făcut cont. Nu? Sau bă, cred că de asta zice că e guest. Nume random. Da, i-a dat un nume random jocul. Hai să spargem așa, full forță. Bă, tu ești ăsta antrenor, da? Deci, da, îi dau full forță sau cum îi dau? Dă-i și cu schemă din dreapta sus acolo. Ia zi, cum eu dau? Dreapta sus. Așa? Așa, dă-i. Full forță? Full. Ia uite-o. Ia uite-o, racheta. A dus ceva? Ma. A dus. Păi cum să nu? A intrat. Ia. Gata? Uite mă, poate, scrie aici jos, vezi ce am băgat? Și acum, da. Ar trebui să bag tot una de asta plină, bănuiesc, nu? Da. Aș putea să o bag pe asta? Și ce părere ai? Mai în dreapta un pic, așa, cu precizie. Da, pe vreo așa, precizie milimetrică, înțelegi? Da, nu da nici foarte tare, dar nici foarte încet. Fii atent, ceva de genul ăsta ar fi. Prea încet. Bă, ce Doamne ferește. Ok, hai să-l vedem pe domnul guest. Hai să-l vedem. Bă, voi dați-mi sfaturi în comentarii că, na, acum nu sunt cel mai bun jucător de biliard, dar e și prima dată când mă joc pe telefon biliard, adică nu m-am mai jucat până acum, așa că trebuie să mă înțelegeți. Mă, ți-a băgat el două. Your stripes, da, deci m-a băgat cu asta la altă. Da. Da, și mă, că jucăm cu expert aici. Ia poate fiate. Bagă și el bila aia neagră. Ar fi ceva, dar nu cred. Bă, ăsta mă bate din 3 mișcări, ai nebunit? Ia fi atent. Eu sper că nu. Bă, și eu la fel. Eu sper că nu. Ia să vedem. Ha, mă, dă-i! Așa mult te gândești? Hai că asta a fost o mișcare tactică. Bun, păi din chestia asta eu să zic că aș putea să bag aici, corect? Că așa m-aș gândi. Doar că îi dau cu forță. Păi de ce totul mi-apare challenge de la tine? Nu știu. E nerăbdător jocul. Ok, deci fii atent că am băgat-o pe aia. Și acum pot să o bag pe asta de aici. Trebuie să fie așa mai cu precizie. Bam. Așa. Acum mă poziționează pentru asta și putea spune, dar sau și pe asta de jos o am, dar gen o am și pe asta. Nu, cred că asta mai degrabă. Ceva de genul ăsta și dăm așa. Aia e. Racheta. Și acum încercăm pe asta de aici, să vedem dacă putem. Hai să încercăm aici frumos. Da, mă, deci m-a prins jocul ăsta și chiar m-am jucat, adică mi se pare foarte, foarte tare. Nu. Pa, s-a dus și aia albă. Și acum el... Acum, da, poate să o pună unde vrea el. Aia... Ha, mă, dă-o pe aia neagră, te rog eu. Dă-o, mă, pe aia neagră, n-auzi. Și pe albă.
Da, dacă, dacă s-ar... A dat cu schema, a dat acolo. A avut schema? Da, e profesionist, da. Băiatul, n-ai ce să zici. Ham! Nu te du, nu te du, nu te du. Joacă bine, mă, n-ai ce să zici. N-am ce să comentez despre el, dar, bă, e primul meci. Adică o să mai jucăm o grămadă în episodul de azi. Stați pe fază, stați până la finalul episodului, pentru că mai deschidem chestii. O să mai am boxuri de deschis. Credeți-mă, o să fie destul de tare. Așa. Hai să vedem. Încercăm să o băgăm pe asta. Deși, da, cred că poți. Dacă încerc ceva de genul ăsta. Nu știu să fac schemele alea. Deci vă rog să mă învățați cum să fac schemele. De aici, de sus, da? Deci cum fac schemele de la bila asta, deci? Am chestia asta se duce fix invers. Cum deci dacă o dai aici, ce face? Dacă dai aici, ce face? Stânga. Da. Asta trebuie să mă învățați voi în comentarii, că voi vă pricepeți, vă jucați. Nici eu nu m-am mai jucat ziua. De mult. M-am jucat acum vreo 2 ani. Corect. Dar poate mi-aduc aminte. Bun. Și acum ultima bilă. Și mă zice la... Cred că aici mai degrabă. Acolo, dreapta sus, da. Așa aș zice că... Nu. Hai, milimetric. Hai să vedem. Știi cum fac unii pe telefon? Mm? Își aduc o riglă. Mamă, nu pot să cred! Mamă. Nu pot să cred! Puneau rigla. Arunc tastatura pe geam, dacă nu câștig meciul ăsta. Arunc tastatura pe geam. Hai că acum poate face și la fel. O bagă direct! Uite de puțin că are direct! Ce să-i mai zici? Da, nu, a câștigat. Cu rigla, într-adevăr, ai fi putut... Da, poți, bănuiesc. Dar chiar, chiar se practică chestia asta, gen cu rigla? Bă, am văzut colegi care făceau. Bă, bune zici. Eram mai you got a new piggy școală, bank. Dar... Ce-i asta? Ok, play matches filled with coins. Ah. Ah, ok, și pe aia îmi cere bani ca să deschid. Ok. Da. Da, bine, mă. Hai să jucăm noi un match. Hai să vedem între noi. Poți să-mi dai tu invite dacă e. Ok, eu sunt. Hai să te văd, mă, dacă ești așa de bun. Hai să te văd. Băi, băiatule, nu pot să cred. Racheta s-a dus direct. Băi, frate. Băi, dar nu pot să cred. Hai de capul meu. Ok, o să încerc un trick shot de la nebun. Bă, de am cum... puține emoții că mă joc cu tine, dar... Păi de ce să ai emoții? Că eu nu prea știu să joc. Am văzut acum cum am dat-o pe prima și m-ai speriat un pic. Ai văzut cum s-a dus bila aia albă? Ai văzut, da. Direct în gaură ai intrat? Te-ai speriat când ai văzut. Da, da, da. Ia mă să vedem. Hai, dă-i acolo să te văd. A? A, tot eu sunt? Da, tot tu ești. Nu aia neagră doar. Că în rest ar trebui să fie ok. Bă, n-a fost intenționat. Nu, ai că n-a... Bă, pe bune chiar n-a fost... Ai dat deci cu viteză. Cum să râd eu de tine și să... Da, da, am văzut, nu ce să zic. Deci eu sunt cu solids, da? Bun. Hai să vedem, domnule, hai să vedem. Dacă facem aici trebușoară. Aici trebuie dat cu precizie, mă, precizie milimetrică, înțelegi? Uite. Hai să te învăț, Remus. Uite, poți să fiu instructorul tău? Da. Ia uite. Și acum, unde mai dau acum? Asta e întrebarea. Bă, știi ce? Angele. Nu, 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 fii atent, că o dau pe asta. Și o să dau, uite așa. Ce vorbești? Ți-a plăcut? Oh my Ți-a plăcut? God. Da. Ți-a plăcut? Nu, no, eu zic că e prea bine. Ia. Mamă, n-a intrat. Trebuia să o bag pe galben, ai văzut acolo jos. Băi, băiatule, cum ai dat-o pe asta așa cu efect? Stai să vedem noi aici. Da, deci eu, asta e faza că, gen, aici, dacă îi dai așa, e logic, o să se învârtă într-o parte sau în alta. Dar ce beneficiu ai? Asta trebuie să-mi explicați voi. Și la un biliard normal, e clar că bila poate să sară... Bila albă, cum am pățit eu, știi? Dar bila poate să sară de pe masă, gen, dacă îi dai prea tare. Și bănuiesc că, ca să dai în sus, ca să-i dai un efect în jos. Nu înțeleg exact, nu știu. Voi trebuie să-mi scrieți în comentarii cum vreți. Dar cum o bagi pe asta așa? A, vrei să o faci să se lovească așa și să intre în aia de jos, da, sau ce? Da, sau în sus, da. Ok. Da, poziția asta e cam nasoală pentru mine. Sincer să fiu. Dar n-am ce să... Spargi. Da, n-am ce să fac, adică... Mă, să nu se ducă aia neagră, că dacă se duce aia neagră, am curcat-o. A, mă, frate, trebuie să câștigăm împotriva maestrului, nu știu ce să zic.
Nu știu ce să zic. Bă, ia, da. Hai să văd ce tac am eu. Ok. Păi eu pot să schimb tacul în timp ce mă joc? Da. Da, 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 poți. Lol. Hai că am schimbat tacul. Tacul era de vină. Ok. Îmi dau seama. Tacul era de vină, mă, frate. Deci nu... Nu altceva. Trebuie concentrare maximă aici. Asta e faza. Concentrare maximă să-l batem pe Remus. Să vedem dacă reușim. Ok. Hai, mă, bag o paie neagră. Mă, deci cum ar fi să bag eu paia neagră din prima? Deci ar fi nebunie totală. Deci uite, aici trebuie să fac așa cu deștiu. Fac cu deștiu și văd dacă merg. Nu cred că intră. Păi nu intră și... Fac cu deștiu, uite. Nu intră. Zici? Sigur. Eu zic că intră. Iau! Nu! Iau! Eu am crezut că intră. Am zis că gata, să vezi. Bă... Ia. Yeah. Ia. Yeah. A, asta o dai. Asta, sigur, asta n-ai cum să nu dai. Ia uite-l, mă. Fix la țintă s-a dus. Dă-o și pe mea. Dă-o și pe... A, da, da. Dar ai poziționat-o măcar. Mă bucur de acest lucru. Ia uite, se învârte în gol. Ok. Tu le-ai pe alea două de acolo de dat și mai e încă una în partea cealaltă din ce văd. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Da? Ia să vedem noi aici. Am, uite-mă că am alt tac. Ce vorbești? Și dăm așa. Vreau să nu o bag pe aia albă. E de aur, nu? Bă, nu știu de care o fi, dar... E de la... să nu mă bați, că țin mult la telefon și... Na. Yeah. Ai zis că de pe telefon te joci mai bine decât de pe emulator. Asta ai zis. Deci... Bă, așa mi se pare. Sunt foarte curios dacă este adevărat. Deci fii atent că eu aici n-am unde să dau decât în ale tale. Și ca să dau... Unde vreau eu, gen ar veni aici și pe aia ar trebui să se ducă așa. Da. Deci asta e un trick shot. Dă-i cu efect. Hai că îi bag un efect așa? Ia să-l vezi. Ia să-l vezi. Mam! Bă, măcar le-am mișcat, adică... Bă, dacă era viteza un pic mai mică, poate intra. Bă, măcar a fost ok, gen le-am mișcat, a fost tot ce trebuie. Trebuie să-l poziționezi, da, cred că pe aia mai degrabă dă-i. Ia. Ia să te văd. Îi dai cu efect sau ce vrei să faci? A? Nu pot să cred. Nu pot să cred ce trick shot a făcut! Merită un like! Oh my god! Nu pot să cred! Băi băiatule, nu vine să cred ce a făcut. El vrea să dea mare aici, ca să înțelegeți ce face Remus acum, da? Vrea să dea mare, că știe mișcări de astea șmechere. Și, ia, fii atent că... El nu le dă direct, el vrea să le dea așa cu șmecherie. Ia, fii atent. Hai că ai dat-o dacă e pe asta. Mi-a mișcat-o. Oh, era să dai pe aia albă. Era să cum dai pe aia albă. Ok, ia să vedem noi. Vezi, uite aici, eu nu-mi dau seama. Pentru că dacă ar fi o linie care să meargă până în partea cealaltă, teoretic ar intra. Teoretic, da. Dar faza e că dacă ar fi o linie cu cursorul. Dacă, da, păi așa fac. Dar, na. Uite aici, de exemplu, îți trebuie un efect, cred, ca să o bagi. Pentru că abia dacă o atinge. No. Trebuie să dai foarte tare. Hai să vedem. Nu? Mamă, deci m-am speriat de aia neagră atât de tare. Fai de capul meu, am zis că bag pe aia neagră. Bine, până la urmă ar fi greșeala începătorului, nu? Adică... Aha. Hai. Cred că e bine pentru mine. Ia vezi? Da, te ajut să bagi două deodată, dacă știi. Oh my god. Nu cred că le poți băga pe amândouă deodată, sau? Nu, pentru că se duce momentumul din asta... Dacă îi dai cu efect să se ducă albă înapoi? A? Da, frate, dar cum îi dai efect? Așa? Nu, că sare de pe masă, așa? Nu sare de pe masă, că nu e ca în realitate. Așa să-i dai de jos? Eu nu cred. Eu nu-i dau, frate, efect, că mi-e frică. Dunga sus, cred. Mi-e frică de efect. Nu-i dau efect. Nu te dung gaură! Nu. Orice ar fi, nu te dung gaură. O încurcăm rău de tot dacă e vorba de ceva. Iam. Ăsta e meciul în care mă antrenează Remus pe mine. Normal. Pentru că el este profesionistul. Eu credeam că tu trebuie să fii, nu știu de ce. Da. Bună asta. Fii atent că... Fii atent, bagă efect asta neagră. Nu dau niciun efect, fii atent. Nu, că nu mă fraierești tu cu efectele tale. Efectele tale speciale. Da. Ia uite-o, mă, cum s-a dus. Și gata, am câștigat, nu? Da, bravo. Oh my god, l-am bătut pe profesor!
Nu știu, se duc și niște bani în pușculița aia și pe aia dacă vrei să spargi pușculița, trebuie să dai bani sau nu știu, uite. Your piggy bank is full. Show me. Wow! 20 de roni? Nu! Că deja am băgat o grămadă de bani, adică nu e ca și cum. Așa, collect reward. Bă, dar unde era pass-ul ăla, mă? Uite aici. Deci, uite. Asta mai grămadă de colectat. Păi, dar nu l-am colectat, uite-te puțin. Ia, hai, oprește-te. Mă, să se oprească. Vreau să dau un look. Că uite câte am de luat, adică gen... Și sus și jos și... Doar că durează mult până le dai un look și mă și surzește. Păi mai încet. Am legendary books? Am legendary, mă, fiedan. Mamă, golden shot, sunt curios cum o să dai. Mamă, dar ce frumos. Bă, sincer, chiar e, adică gen, dai, am dat 50 de lei pe ăsta, cred, sau ceva de genul ăsta. Da, 50. Și a fost ok, ăsta e un scratcher. Ia. Adică probabil ăsta merită cel mai mult. Da, ăsta merită cel mai mult, sincer să fiu. Bine, dacă și joci mult. E mișto și la free, că până la urmă poate nu vrei să dai bani și vrei să joci pe free. Da, ok, îl iei pe la free și aia. Dar, nu am și bonus de aici. Ia. Avatar? Poate, băi, am dat bani pe avatar. Ia, asta e golden shot ăla sau cine? Am văzut... Ăla trebuie să dai... Păi da, ăsta e, nu? Golden shot. Da, ai dat fail la el. Da. Trebuie să-l... Trebuie să nimerești exact în cercul ăla, pe mijloc. Ori 12 cash la ce? Nu, ori 12 îți dă ție, 12 cash după ce termine. Ok. Da. Bun, hai să luăm și asta. Ce mai avem pe aici? E bine, mă, că mai dă boxuri de-astea de deschis, că mie îmi place să deschid boxuri. Mă, ai o grămadă de... Da, mie... Cred că ai deblocat multe. Ia, stai, uite, mai... Mamă, 20 de mii! Ce 20 de mii? A, bani. Da, deci a meritat să zic așa, gen... Merită cel mai mult, da. Bine, pentru cineva, uite, cum sunt eu începător, poate dacă sunteți profesionist și aveți 70 de miliarde în cont, înțeleg că poate nici nu merită să dai bani pe așa ceva. Dar gen, pentru mine care sunt începător și asta, eu zic că merită. Bun, hai să mergem de aici și vreau să merg la, stai să vedem, shop, nu la shop, mă, unde eram? Nu, trebuie să tragi în dreapta, acolo unde scrie. Da, așa. Play minigames. Și vreau aici Lucky Shot, ia să vedem, mă lasă să mă joc. Mamă, să vedem play. Acum. Da, deci la Lucky Shot. Deci fii atent că ai ori 50, deci uite că-ți scrie în stânga. Eu te cred. Deci... A, uite mă frate, oricum am dat, deci data trecută m-am jucat, mi-a dat unul gratis înainte să filmez. Și gen, da, mai am unul. Încet, dar nici foarte încet. Adică așa, ceva de genul? Mai încet, sau dă-i, hai. Uite, dai prea încet, bai dai prea rapid, gen... Nu știu, voi câștigați la astea? Gen, eu nu dau bani aici, dar... Hai să vedem, da? Play, minigames, ia să vedem. Spin and win, scratch surprise boxes. Surprise boxes, hai să vedem. Mamă, epic, anu. Legendara. Legendary. Ia-o-t-o. Wow. Ia-o-t-o că vine. Am. Ok. Scratchers. Pre-spin. Mamă, dar uite cât de puternic e ăsta, frate. Și dacă îți pică ăsta și-l iei, foaie de capul meu. Get more, nu. Da, vreau să le deschid pe astea pe care le mai am, că mai am niște rare boxes aici. Și gen... Oricum, din asta rare nu prea îți dă cine știe ce, adică 150 de bonuți, dar dacă îți dă un free spin de la tot e bine, știi? Da, na. Play again. Ia. Câte am de astea? Îmi zice undeva? Ar trebui să-mi zică, nu? Da. Cred. Cred că după ce intri. Gat. Raven. Hai că nu mai deschidem acum de asta, vreau să dau și niște spin-uri de astea. Cu asta o să ne băgăm la un match cu random și o să mă duc pe ceva mai profi. Să vedem dacă reușim. 6.000 de bonuți. Collect. Vreau pe ceva mai profi. Noroc cu VIP ăsta emerald că îți dă ori 1,5. Da, păi merită să le dau chiar pe toate spinurile, să zic. Adică ar merita că îți dă mai mulți bani și atunci... Da. Dar nu știu dacă mi-ar... Bă, cum ar fi mă să spici la de 2 milioane și ai și 1,1.5? Mamă, dai seama. Doamne. 3 rare boxes, nu îmi trebuie acum, nu vreau să le deschid acum. Astea care sunt rare boxes sunt de-astea standard, știi? Vreau de-alea mai șmechere. Ok, collect. Hai mă, hai cu 2 milioane, hai cu 2 milioane, trebuie să pice 2 milioane, trebuie să pice. Bă, din 17 încercări sigur trebuie. 3 epic boxes. Ok, astea sunt mai bune. Da. Oricum o să mai deschidem, o să mai facem chestii de genul ăsta pe episod, nu s-a terminat episodul încă.
Și... Ma. Nu pot să cred! Nu pot să cred! Bă, dacă pica, mă, 2 milioane ăla, eram așa bucuros. Azi, pentru cineva care abia a început jocul, gen, să spice 2 milioane din prima, stai seama, un ajutor imens, te ajută foarte mult, da? 5 scratchers. Bă, totu spune chestiile care spic aici, știi? Adică, na. La scratchers n-am câștigat mare lucru, adică, ia, dacă îmi dă, da, uite, 5.000. Adică, bă, frate, mai degrabă dai spin decât scratch, pentru da, că... Da, îți dă oricum mai mult. Da, îți dă mult mai mult, deci mai mult de 5.000 oricum îți dă. Uite, 7.000 și cu 1, uite, 10.000. Adică, ce vorbim aici? Ia, hai mai dăm o dată. Și pe asta ne băgăm la un match. Mm-hmm. Hai să vedem, 20.000? 6.000. Bineînțeles că nu o să-mi dea mie 20.000. Deși mi-a picat odată, 25.000, da? Hai să-i dăm aici play one on one. Și la care să mă joc? Bine, eu mă uit acum să văd cât de... Uite, deci eu l-am pe ăsta ca idee, da? Mamă! 150 de milioane. 75 de milioane. De-a-ntâi de unde s-am asta? Mamă! Băi, băiatule, de unde... De mult! Intru acolo, mor, direct. 50 de mii, nici ești... Mă, hai, da, nu știu ce să zic, 50 de mii, cam... Ce o să iasă? Trebuie să fie cu noroc, mă, trebuie să fie cu noroc. Ia. Hai. Hai. Care-i? Ăsta e. El e. Hai. Că-i se duce timpul acolo sus. Domnul guest. Hai, domnul guest. Uite că a băgat. Mamă. Ce să învârte bila aia. Ok, bun. Hai să te văd, băiatul. Dă-i acolo. Forță. Zicea că nu intră. A, ia, mă, că uite, intră. Îi tremură mâinile. A, mă, că nu-i tremură. A, bă, da, e tremurat. Intră, mă, nu vezi. I-a tremurat mâna, bă, chiar e tremurat. Ok. Bun. Pune tu pe roșie. Hai să vedem. Păi nu zici să pune la el? Nu zici să pune la el. Păi nu, că tu dai acum. Ok, fii atent că o dau pe asta la perfecție. Ai văzut? Da. Așa, și acum eu sunt cu plinele, da? Bun. O să-i dăm așa. În gaura de jos. Hai. A, mă, că dacă dai finuț, intră. Ai văzut? Da. Asta e. Cred că asta e secretul, gen, dacă să-mi dau atât de tare. Nu de acolo, nu mai dea de acolo, că iar miști. Da, frate, dar dacă dai de aici, uneori nu ești precis pe emulatorul ăsta. Uite, eu trebuie să mut foarte, deci... Știu deci... că e periculos să dai de aici, e periculos, dar gen, da. Bun, hai, pe care o dau? Pe a verde, hai. Încet. Hai că a fost, a da. Fost ok. Bun. Aici, nu știu ce să zic. Asta... Să se ducă bine, zici? O să se duce bine. Mamă, cum a fost? A fost râs puțin. De el acum. Du-te acolo la chat și râs. Aici de el. Așa trebuie să faci? Da. Dar vezi că poți să ai și chat. Uite acolo, dai înapoi și dai în dreapta acolo. Și ia de jos. You're good. Așa trebuie să zic? Bă, nu. Dă-i înapoi și dă-i jos. Dacă îi faci așa, poate se intimidează? Te bagă la spam. Gata, uite că... Mama, ai râs de el și uite, n-a băgat. Bă, asta-i tactică sau ce? Da. Ia, stai să vedem... Nu, aia, mov. Asta mov, dar e cam așa. Dă-i. Asta e. Mamă. Frumos. Frumos, ca la carte, tot ce trebuie. Dar aici cum o mai bagi pe asta? Tare. Să le dau pe amândouă așa. S-a dus a lui? Mai băgat una de-a lui. Da, știu. Bă, n-ai cum să îți calculezi. Și are și el două. Lasă-mă, nu, oricum. Râs de el. Azi, da, am uitat. Uite ce mă învață Remus să fac. Așa faci tu, Remus? Frate. Da. Așa e, tactică. Mi-am amintit de zilele bune. Așa făceai? Ia uite, bă, m-am transformat. Mamă. Pilot. Hai, eu sunt, mă, acum, stai. Aia galbenă, e cea mai ok. Stai, eu cu care eram jos. Cu plinele, nu? Jos. Așa? Dă-i. Frumos. Calculat. Ok, bun. Și acum, cum o bag pe asta albastră, mă? Asta e întrebarea. Doar să-i dau, fii atent. Mam. Deci să-i dai cu efect lui asta. Dă efect. Stânga jos. Sau nu, dreapta jos. Așa. Dă-i.
Mă, cum face bila albă? Wow. Ai văzut? Făcea așa de nebună. Dacă intra. Dacă intra, da. Nu mai zic, dacă intra, ce se întâmpla? Eram eu mare problemă. Râzi, râzi de el, râzi de el. Aoleu, am uitat. Ba, mă, fără să râzi, am tratat. Băi, okay, frate, dar okay, stai. Cum a ajuns, mă, la nivel 12 ăsta? E nivel 12? Ah, da, lol. Am, cred că a ieșit. Waiting for your opponents, please do not leave the match. Cred că a dat exit. A dat rage quit? Cred că da. Sau are probleme la net, dar cred că rage quit. Ok, nu știu ce s-a întâmplat. Ok, aparent nu știu ce s-a întâmplat. Dar... Gol veteran. A dat rage quit. Ok, ba. Hai să mai dăm un match de ăsta. Hai să-i mai dăm un match de ăsta. De-aia vezi, nu poți să dai la niciun Q din ăla upgrade. Bă, dacă îi dau la Q, fața Q mă joc cu de-astea de VIP. Uite, upgrade. Ai upgrade. Păi upgrade unde? 25.000 la super robot, dă-i la aia. Super robot Q? Păi da, mă, dar e... Numai 12 din 2, poți să-i dai super. Force aim. Păi da, dar mă uit să văd care e mai bună, că gen... Da, da, după ce îi dai upgrade, cresc toate. Uite, asta e upgrade pe 0 bani. Dă-i. Adică... Use. Da, că-l folosesc pe ăsta, hai. Hai, că am dat upgrade la ăsta. Hai să vedem. Vreau să mă duc pe un match. Nu știu pe ce match. Bă, și unlock acolo jos. Poți să dai unlock, cred. Nu, no, poți să dai unlock, dar trebuie să dai gen să aștepți start unlock. Gen aștepți 5 secunde și îți dai unlock, nu? Da. Și la asta trebuie să aștepți 2 ore să-i dai unlock. Dar faza e că și chesturi de-astea care nu sunt wow, adică... Uite, vezi, nu mi-a dat mare lucru. No. Hai să ne jucăm pe de level 11, ok? Cineva de levelul meu, frate, așa mi se pare corect, nu? Da. Cum mă dă cu de-aia de level 100? Și gen, mai fă ceva împotriva lor. Sau ăla de 700. A, da. Ia. Hai să te văd, băiatul. Hai să te văd, băiatul. Care-i trebușoara? Mamă, mamă, okay, mamă, okay. Cum a băgat-o ăsta, okay. E pro player. Bă, poate să fie și de ăștia care, cum era, mă, Smurf. Deși ea da, da, își da. Face contul gen din nou ca să zică că e level mic. Dar nu cred că, nu cred că sunt pe jocul ăsta Smurf. Clar nu e. Nu uite cred că e, nu cred că e. Dar, oricum. Ia. Poate ești chiar tu, sir. Da, mă, eu eram profesionist aici, da, da. Poate chiar eu sunt. Ok. Bun, perfect. Hai să vedem următoarea pe care o băgăm. Cred că aș băga-o pe asta. Zici că aș putea? Da. Doar că trebuie să dau mai tare. A intrat. Wow. A fost perfect. Doar că acum toate bilele astea sunt băgate una lângă alta. Ce-mi recomanzi tu să fac? Să le lovești foarte încet. Cât doar poate să aș putea să... Fii atent că am un plan. Ești pe fază? Da. Domn profesor, vezi cum mă bag pe asta? Ia, fii atent. Nu, 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 mai jos trebuia. Bă, ai băgat-o. Nu mai zic nimic. Ai băgat. Nu mai zic nimic. Am băgat-o, dar nu pe care trebuie. Bănuiesc că alba nu se pune, nu? La solids. Adică... Nu mai zic nimic, frate. Nu mai zic nimic, că nu mai am ce să mai zic. Ok. A fost mișcarea Cobra. Bă, ce zici că a băgat-o? Nu te cred. Mamă, frate, de ce ăsta le bagă și fără să vrea? Ca, nu poți să-mi zici tu mie că aia a fost mișcare controlată, că nu cred. Bă, na. Nu cred, nici nu te mai cred. Mai au și noroc ăștia. Zici că a făcut trickshot? Nu știu. A dat mingea, s-a învârtit în toată masa, s-a făcut șarpe. Dar are puține emoții, văd. Nu știu ce să zic. Să râzi un pic de el. Văd că le cam bagă. De la chat acolo, dă-i în dreapta. Să vedem ce poți să-i scrii. Poți, ai niște de-astea, uite, niște de-astea și ai gen, vezi? Predi- you are cancelling the... Wow. Nice try. Ups. El acum râde, el zice, mamă, ce bun sunt! Da, îți dai seama. Ha, mă, bagă-le, hai, ce să zic. Bagă-o pe aia neagră dacă vrei. Oricare, da... Acum e rândul meu, da? Bun. Ia uite-mi, dă ochelari. Mamă. Trebuia tare. Cum să trebuiască tare? Să o bag și pe asta albă. Nu, nu. Că nu intra. Dă-i. Bun. Sunteți la egalitate în momentul. Hai să-i dau și ochelari. Râde. Râde. Bă, ăsta râde. Mai, 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 stânga, mai.
Așa? Mai jos, mai jos, mai un pic. Gata, 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 gata. E bine? Da, și nu da foarte tare. Gata. Perfect. Vezi? Când mă asculți. Du-te mă de aici. Păi, acum ați lipit asta, ce fac? Aoleu. Vezi că o lovești. Ia, fii atent. Bagă-o în stânga sus. Stânga sus. Păi da, dar cum aș putea să fac chestia asta? Așa? Că nu cred că se duce. Cred că se duce. Cred că se duce. Acum cred că se duce. Îi dau tare? Dă-i așa. Dă-i. Nu o să duce. Ok, măcar bă, nici el n-are poziție. Sunt puse bine. Na, n-are, da, n-are poziție. N-are poziție. Râzde-l. Bă, stai mă, că nu-ți pregătit pentru așa ceva. Ok. Bag-o pe aia neagră. Bag-o mă pe aia neagră, te rog. Vezi, nici pale, nici ale mele nu sunt puse cum trebuie. A, uite mă că pot să o mișc. El râde, mă. E ok, na. Bun. Cum fac să o bag pe asta neagră acum? A, acum plânge. Săracu. Uite mă, dacă o dau așa, o bag oare? Da. Ce ai făcut? Nu te du! Nu! Deci mai ai o șansă, mai ai o șansă. O să am coșmaruri, o să am coșmaruri cu jocul ăsta. Ăsta e mai horror decât Outlast. Da. Sper să nu o bage pe aia. Ai mă frate, mă, nu pot să te cred. Lasă că poate ai. Ia că râd puțin. Ha mă, râzi, râzi. Hai. Uite, uite că deja s-a blocat. Hai, blochează-te, uite, îți dau și de asta, îți dau și de asta. Ia uite, ia uite ce-ți dau. Ia uite. Mamă, uite, uite că deja nu mai știi ce uite să fac, uite-te. Dau, uite câte-ți dau, uite câte-ți dau. Bă, nu se mai poate concentra. A băgat-o pe albă. Nu cred. Mamă, vezi că funcționează. What? Este strategia secretă. Bă, zici? Mai știa cineva chestia asta? Nu cred, nimeni. Nu știu, amar nu. Deci fii atent. O bag bine, poate... zim. Mai jos un pic. Bă, mai jos un pic. Nu, așa, așa. Nu da foarte tare. Deci dă-i moderat. Nici încet, dă-i. Aie, mă. Bravo, râzi. Aie. Acum să râd? Nu mai pot, mă, da, acum. Mamă, ce l-ai făcut pe ăsta. Bă, frate, deci, strategia lui Remus. Bă, ziceți voi, dar n-am cel mai bun instructor. Deci, am pierdut niște meciuri până acum, dar strategia lui Remus să râzi în continuu funcționează. Deci, ce să învățăm noi de aici? Să fim mai veseli. Asta exact. Corect? Hai să normal. Vedem. Hai să-i dăm pe ăsta. Hai să-i dăm pe ăsta. Am. Și mai fac un meci cu Remus, că vreau să-l bat. Level 13, ok? Ok, e level 13. Bă, măcar e level 13 și nu e level 100. Deci, atâta tot, sunt mulțumit. Bun, hai să nu se ducă alba, zic. Aș spera. Bun. Hai. Aș vrea să o dau așa, ca să nu aibă șansă să se ducă aiurea. Ok, deci s-a dus una plină, din ce am văzut. Deci tot plină trebuie să pui. Uite, da, pe și e perfect aia de sus, da. Ok, și avem aici plină. Dă-i. Tare. Nu-i dau tare, mă. Ba da, așa. Ca să se ducă. Gata, mă, lasă. Bun. A, gata, m-ai învățat. Gata, mă, speed, nu? Și acum fii atent. Da, așa aia că... Aia de sus, aia de sus. Așa mă gândeam și eu. Bun, și aici vine așa. Bum! Mamă, ce frumos. Da, i-l-am cam poziționat și lui aici, dacă ești. Acum n-am ce să fac. Hai. Ok. Bun. Mai dreapta un pic. Te referi atât... așa? Nu. Nu. Da, dreapta, da, așa, așa. A, așa. Încet, nu foarte tare. Frumos! Perfect. Bun, acum, cum fac eu să o bag pe asta verde? N-am șanse. Nu. Pe asta roșie? Dar e la limită rău de tot. Dă-i tare cu ea și dă-i cu schemă, orice schemă vrei. Să vezi că o bagi. Ce schemă să-i dau, mă? Îi dau așa. Ziceam că-i dai sus. Nici nu știu ce schemă, că nu prea știu să fac scheme, frate. Păi le încerci random până le prinzi. Hai să văd. Să nu o bagi și pe aia albastră. Bă, fii atent, poate o bagi și pe aia verde. Vezi? Dă-i! S-a dus și aia verde puțin.
Bă, măcar s-au mișcat de acolo. Adică măcar atâta lucru și măcar nu s-au să ia albă în gaură. Deci eu sunt mulțumit de rezultat. N-am ce să zic mai mult decât atât. Sunt destul de mulțumit de acest rezultat. Ia. Yeah. Ok. Joacă finuț. Joacă finuț, asta observ. Dar strategia începe! Oho! Strategia! Bagă strategia! Ia uite, deja nu mai știe ce să facă. Mamă! Nu te-am dat nici pe asta cu limba. Uite că deja nu mai știe unde să o bagi, ia uite. A, bă, că nu știe, nu merge la toată lumea. Nu merge, mă, la toată lumea strategia asta. Stai așa că merge doar la unii. Bă, la ăla a mers. Bă, chiar a mers, că l-am văzut că s-a pierdut puțin, parcă. Dar nu știu dacă, ia. Hai să-i dau una de-asta nervoasă. Dă-i și scris, să stea să citească mult. Well played. I-am zis că a jucat bine. You're good. Mamă, râzi de el. Ia, stai. Așa? Da. Măi, ce fel de profesor ești tu? Stai să vedem. N-am niciuna bine poziționată. Pă bune zic. Asta să zic, să se duc așa, dar... Nu cred, da. Nici eu nu cred. Nah. Hai că... Am poziționat-o ok-ish. Să zic că e mai bine decât cum era înainte, dar oricum, dacă n-ai o poziție bună la bila respectivă, degeaba. Dar hai să vedem ce face el în situația aceasta. Stai să am uitat să dau de asta. Așa trebuie să faci. Spuneți-mi voi în comentarii și voi știți tactica asta. E o tactică asta sau ce e? Eu am inventat-o. Tu ai inventat-o? Ok, nu știu, nu mă pricep. Nu mă pricep atât de bine la jocul ăsta, ca să zic că e adevărat sau nu. Dar hai să vedem. Ce face băiatul ăsta? Râzi. Nu. Eu râd, dar mai bine plâng. Iam. Da, că le dă bine că-s poziționate super bine pentru el. Eu vreau să văd pe unul care bagă pe neagră. Atunci chiar am să râd. Da, până... Zic că ți-o bagă acolo jos. Zici? Da. Na, o bagă. Adică așa ar fi vrut el, da. Asta ar fi vrut, da, na. Și eu aș fi vrut multe. Bun. O băgăm pe asta verde? Hai. Hai să vedem dacă... Mai jos un pic. Atât. Încet. Cum, mă? Mai trebuia mai jos, înseamnă. Bă, du-te, mă, de aici. Nu te mai ascult, mă, deci nu te mai ascult. Da, mă, da. Pă bune zic. Ce fel de instructor ești? E tacu prost. Da, nu știu. Zici tu? E de la legendar. E de la legendar, mă, ce vorbești? Uite-te, legendary. Uite, de ce sunt cu roșu alea? Care-s cu roșu? Nu vezi că au linie roșie. Nu știu, uite, ți-l iau pe ăsta, dar e aceeași chestie oricum. Am tac legendar, ce vorbim aici? Dar nu cred că are legătură tacul, cât are legătură experiența pe care o ai în jocul ăsta. Pentru că, na, când ești biliard în viața reală, e cu totul și cu totul altceva, că nu-i... Știi? Râzi de el. Eu râd, dar degeaba râd, că o bagă pe aia neagră și sal. Ne, cam asta a fost. Cam asta a fost. Și cu tactica lui Remus. Cu... Mai și pierdem. Hai să te văd, Remus, hai să dăm și noi un match. Bă, oricum, dacă o să văd că vă place episodul acesta și mai vreți episoade, o să mă mai antrenez și off-camera și asta, dar pentru moment... Eu, te-a băgat-o pe aia albă. Pentru moment, abia ce am început jocul și trebuie să mă înțelegeți și voi pe mine și să-mi dați sfaturi, bineînțeles. Da, n-a fost niciuna băgată, dar sincer să fiu, nici nu știu care ar fi mai bune. Hai să le luăm pe astea, dacă e. Hai să le luăm pe astea. Să vedem. Ok? Bun. Nu-mi place că astea sunt poziționate cam aiurea, așa nu prea îmi place poziționarea lor. Și asta trebuie poziționată la fix, la țanc, cum se zice. Da-i. Uite, așa se... Mamă, dacă o băgai pe aia... Mamă. Da, totuși nu e vina mea că s-a duce așa. Ok. Deci, asta aș vrea eu așa... Mi-aș dori, bravo. dar până la urmă o bag pe ta, dacă e. Hai că te-ai poziționat bine, dacă e. Păi n-ai cum să n-o bagi, e imposibil. Fii atent. Ia să te văd. Ia că i-a băgat efect, mă. El știe cu efecte, cu de-astea. Ok, nici nu mă ating de zona asta.
Ai curaj? Why not? Mamă! Bă, bă, și-a băgat-o, bă, nu cred așa două. Ce... Nu te cred, nu te cred. E destul de bun, Remus, n-am ce să zic. N-am ce să comentez. Dacă te uiți la nivel, tu ești aproape de același nivel cu mine. Da, deși eu abia și m-am apucat de joc, dar bine, na. Ia. I-a dat cu efect de ăla șmecher. I-a dat cu efect, uitați-vă și voi. O să ia, că mi-a dat cu râs! Mi-a dat cu râs! Du-te de aici că-ți dau cu de-asta, ia uite mă! Mam. M-am transformat! Ia că-mi dă cu râs! Na, mă, na, 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 ia! Ia, te poți concentra? Ia, câși, câși, dă pe lângă! Na! Doamne, ce să mai zic! Nu mai zic, mă, ceva de mine! Nu mai zic, bă, că și-a activat hack-ul! Ce-a făcut hack? Da, mă, da! Bă, Remus are hack acum, gata! Ia. Ia vezi-o pe asta. A, mă, nu bagi pe a mea. Că dacă tot ești așa de bun, zic să le mai bagi pe ale mele. Dacă... Hai, le bagi pe ale mele, nu fi așa, știi? Ia. Hai. Așa să văd cum să o poziționez eu pe asta. Îmi dă de râs, mă, îmi dă de-ale de râs. Uitați-vă și fulen. Te-ai pierdut, văd. M-am pierdut rău de... Mamă, 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 mamă. Mamă! Hai din capul meu, ce acolo? Ok. Ok. Ia. Yeah. Ce vrei să faci? Ce a fost asta? Nu înțeleg ce a fost asta. Ok. Mi-ai pus... Da, da. Mi-a poziționat-o destul de bine, aș putea spune. Ia să-i dăm așa. Nu mai da dale! Uite, bă, că iarăși încearcă. Și încearcă norocul să mă... Să mă facă pe mine să greșesc. Ok. Ok. Mi-e frică de asta neagră, deci spun, ești tare? La mine scrie în engleză. Cred că cum ai sistemul făcut gen. Wow! Zic că n-a fost like! A, dar tu poți să scrii ce vrei, mă? Da, și tu poți. A, nu știam. Cu prieten poți să scrii ce vrei. A, lul. Like, a zis like. Nu știam că poți... Trebuie să râd un pic. Râzi, dar o să plângi. A, dar nu o să plângi, că nu știu cum o dau pe aia. Ia atent ce te-am întrebat. Da, să bagi mai multe bile deodată, dar nu cred. Mamă, păzea că o bagi pe neagră acum. Nu te du, neagră. Mamă, mulțumesc! Nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred. Nu pot să cred! Nu pot să cred! Do a combination shot! Ia uite, săr, ia uite, ce zici? Ia uite, ia uite, ia uite ce zici. Good luck. Mamă, dacă intra... Și m-am uitat să văd ce-ai făcut, sincer să fiu, că eram concentrat să te... Să râd de tine puțin, ia să vedem. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Ia uite ce-ți-am zis. You can win now! Wow! Ia stai mă că îți dau aici. Oh my god, oh thanks. My god, ai văzut-o pe aia? Oh my god, a fost superbă. Ai văzut-o? Incredibilă. Incredibilă a fost. Ia să te văd. Adu extintorul. Sau... I'm on fire! Ce vrei să faci? Ia! Yeah. Ia! Yeah. Aoleu, asta vrei să faci, mă, să o bagi din... Și stai, dacă tu băgai pe aia albă și pe aia neagră... Câștigai. Câștigam eu? Da. What? Fii atent, stai. Hai să o băgăm acum pe ultima, numai în tricuri. Nu o bag în tricuri, lasă-mă în pace cu tricurile tale. Hai, mă! Nu te cred, n-am încredere. Pe bune! Nu am încredere! El numai tricuri, am făcut tot episodul, numai tricuri, dar uneori tricurile tale am văzut că nu prea funcționat cum trebuie. Acum, na. Deci uneori am văzut că tricurile tale nu prea și-au făcut efectul scontat. Dar hai să vedem. Uite, stai să mai dau puțin aici la... unde e, mă? Play minigames. Și hai să-i mai dăm la niște spinuri. Că dacă tot am spinurile astea... Mamă, mă surzește! Trebuie să dau sunetul mai încet că îmi zboară urechile. Da, deci sunetul în joc e destul de low, dar când dai pe astea, te surzește, efectiv. Ia. Ok... Mă, dăm ceva. 3 epic, nu, 20.000? Mamă, 20, 30.000. 30.000, nu, e destul de bine. Ce s-a întâmplat?
Astăzi mai slabe, mă, sau ce? Da, 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 s-au terminat alea șmechere. A, păi da, îmi dai 500 de coins, dar nici nu mai vreau, m-am supărat. Nu mai vreau. Ia uite, bă, ce-mi dă el mie. Hai, mă, că avem epic box-urile astea, le deschidem imediat. Să vedem dacă ne pică ceva bun. Și cam asta a fost, zic. Ia. Scorpion? Mam. Ok. Părea destul de bun ăsta, scorpion. Da, astea rare sunt mai decente. Tarantula? Wow. Tot din patru. Trebuie să spice multe ca să poți să deschizi unul ăsta. Ok. Iarăși scorpion. Da, mă, deci asta a fost și cu episodul acesta. Eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și să vedem. Poate mă mai antrenez și eu, să vedem ce se întâmple. Oricum, m-am distrat pentru episodul de astăzi. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!